Massive protests followed the deaths of Michael Brown. În urma morții lui Michael Brown în Ferguson, a lui Eric Garner în New York și a lui Freddie Gray în Baltimore, au avut loc proteste masive. Cei trei erau de culoare, erau neînarmați și au fost omorâți de către polițiști. Acestea sunt doar cereri în numele dreptății, strigătelor rasismului și revoltelor. Imaginile sont neplăcute. Biserica se află în locul potrivit în momentul de față. Ca slujitor și activist pentru drepturile civile, John Perkins vede momentul oportun pentru biserică. Cred că simțim că nu mai putem continua așa. Cred că este momentul oportun și acești tineri sunt pregătiți să acționeze în aceste biserici multiculturale. La vârsta de 85 de ani, Perkins s-a gândit să pună capăt segregării rasiale în școli și cantine. A scris și cărți precum Let Justice Roll Down ca să-i ajute pe creștini să răspundă în fața rasismului. Suntem într-un moment al oportunității, dar dacă pierdem această oportunitate, care vor fi consecințele? Perkins colaborează cu liderii ai Convenției Baptiste de Sud pentru a pune capăt acestui moment critic împreună cu pastorul Tony Evans. Dumnezeu nu le cere negrilor să fie albi și albilor să fie negri. Le cere tuturor să fie evlavioși. Artistul hip-hop, Trip Lee. Prejudecata rasială este mult mai subtilă, dar asta nu înseamnă că nu este la fel de gravă. Și președintele Comisiei de Etică și Libertate Religioasă, Russell Moore. Împărăția lui Dumnezeu nu vorbește despre coexistență, ci despre reconciliere. În momentul de față, sunt afroamericani care spun că există o problemă, iar albii spun că nu ar fi vorba despre vreo problemă. White people saying we don't see a problem. Moore este forța conducătoare care se află în spatele dorinței de reconciliere. Acesta vine cu o provocare pentru liderii Convenției Baptiste de Sud de a se întoarce acasă și de a integra bisericile. The biggest obstacle I think that we have. Cred că cel mai mare obstacol pe care îl avem este ideea care circulă în rândul creștinilor. A fi alb este ceva normal și albii trebuie să le slujească tuturor celorlalți. Ceea ce trebuie să vedem este cum creștinii albi sunt slujiți și conduși și de creștini afroamericani, latini, asiato-americani. Aceasta este schimbarea mentalității de care avem nevoie. Majoritatea trupului lui Hristos nu este formată din albi. Reconcilierea rasială nu a fost preocuparea centrală a summitului Convenției Baptiste de Sud, ci bioetica. Preocuparea s-a schimbat când Dr. Russell Moore nu a putut să doarmă cu o noapte înainte de planificarea evenimentului. Urma să vorbim despre reconciliere rasială anul viitor, dar când au început să se întâmple anumite lucruri în țară, după noapte în care nu am putut să dorm, când am intrat dimineața în birou, le-am spus colegilor că Dumnezeu vrea să ne ocupăm de reconcilierea rasială și de Evanghelie. Toți colegii trecuseră prin experiența acelei nopți nedormite. Echipa lui Moore a reușit să planifice evenimentul în numai 2 luni. Imaginile neplăcute continuau să apară. Se vede numai partea din exterior a problemei. Nu e nevoie decât să aprinzi un chibrit și a foc o pădure întreagă, deoarece problema a rămas acolo. Problema nu a dispărut din cultura noastră, deoarece nu a dispărut nici din biserică. Falimentul care a avut loc în interiorul bisericii a fost elementul de confuzie pentru cei de la Casa Albă. Tony Evans și-a prezentat planul prin care biserica își poate corecta falimentul. Prin lucrarea sa, The Urban Alternative cheamă bisericile să se unească, să primească școli în interiorul comunităților pentru a oferi îndrumare și sprijin și mai apoi să fie uniți și să vorbească despre problemele cu care se confruntă comunitatea. Este o strategie ce amintește de mișcarea pentru drepturile civile. Când mișcarea se afla la apogeu, Dumnezeu se afla în centrul ei. Dumnezeu era forța motivațională. Rugăciunea stătea la baza ei. Marșurile aveau loc pe baza cuvântului lui Dumnezeu și Dumnezeu a lucrat de partea noastră. Acum, Dumnezeu este numai un cuvânt. Dumnezeu nu se mai află în centrul unei mișcări. Aceasta ar putea să fie o pierdere de timp colosală dacă nu ar schimba nimic în viețile noastre când ne-am întoarce acasă. Această conversație sinceră este numai începutul pentru a aduce unitate și reconciliere între credincioși după planul lui Dumnezeu. Russell Moore este fericit. Convenția Baptistă de Sud ajută la lucrul acesta.
Istoria noastră include faptul că această confesiune a fost fondată într-un fel pentru a apăra interesele proprietarilor de sclavi. Dumnezeu îi oferă Convenției Baptiste de Sud o a doua șansă pentru a face ce este bine și drept, acolo unde am făcut ceva rău și nedrept.